Duminica 33-a după Rusalii, a Vameșului și Fariseului, Evanghelia de la Luca, capitolul 18, versetele 10-14. Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage, unul fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând, așa se ruga în sine: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca și acest vameș. Postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela, fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Nici o acțiune a noastră nu este autoreferențială, ci își dezvăluie bogăția sau sărăcia de conținut atunci când o punem în legătură cu restul vieții creștine. Luați de exemplu sacrificiile sau mortificările pe care cineva le-ar putea face. În sine sunt un lucru bun, însă ceea ce contează cu adevărat este să discernem ce stă la baza lor, care este motivația lor. Dacă nu e iubirea de Dumnezeu sau de aproapele, devin sursă de mărire deșartă, iar viața noastră spirituală și însuși Dumnezeu reprezintă doar o oglindă a vanității în care să ne contemplăm narcisistic. Este exact ceea ce se întâmplă cu fariseul din Evanghelie. Cel puțin două lucruri ies în evidență din rugăciunea lui: orgoliul față de Dumnezeu și disprețul față de aproapele. Orgoliu, fiindcă Dumnezeu este redus la un simplu spectator, căreia fariseul îi expune înălțimea și complexitatea trăirii lui. Nu-i cere nimic, nici ajutorul, nici îndurarea, fiindcă nu are nevoie de ele. Numele lui Dumnezeu pentru el nu poate fi Iisus, adică Dumnezeu mântuiește, fiindcă nu are nevoie de mântuire. Face totul de unul singur. Seamănă enorm de mult cu bogatul ce își construiește hambare peste hambare, o variantă personală a împărăției. Esențiala diferență însă este că acolo el e singur cuc, deoarece e numai și numai pentru el. Acolo nu are loc nici Dumnezeu, nici aproapele. Dacă de Dumnezeu nu are nevoie, pe aproapele lui îl disprețuiește: eu nu sunt ca acest vameș. Deoarece nu le cere de la Dumnezeu, ajutorul sau îndurarea sunt cuvinte pe care nu le cunoaște și deci nu le oferă celorlalți. Cât de trist este pentru un om care își face un scop în viață din împlinirea legii să fie atât de orb încât să nu vadă că merge exact în direcția opusă. Dacă plinirea legii constă în iubirea de Dumnezeu și de aproapele, el trăiește un eșec lamentabil exact în aceste lucruri esențiale și continuă ca și cum totul ar decurge perfect, să-și plătească taxele la templu, să postească și așa mai departe. Cuvintele Sfântului Pavel, extrem de dure, ne readuc la realitate. De a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător. Și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de a-și avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Credeți că fariseii existau doar pe vremea lui Isus? Nici vorbă, există și astăzi. Cineva vorbea despre un domn respectabil, ce nu lipsea odată de la biserică și de la rugăciune, însă asistând odată la înmormântarea unei femei ușoare, a răbufnit: păcat că-i dau voie să fie îngropat într-un cimitir creștinesc. Ar trebui să fie înmormântată cu animalele. Oare nu e o formă de a spune: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ea? Gurile misticilor spun că și-ar ispăși și acum purgatoriul din cauza acestei judecăți. Așadar, mergeți la biserică, țineți posturile, vă rugați, foarte bun lucru faceți. Pentru o ultimă verificare însă, puneți-vă în genunchi, la fel ca vameșul din Evanghelie. Și oricât de perfect sau în regulă cu Dumnezeu v-ați simți, bateți-vă pieptul din cauza păcatelor și ascultați cu atenție.
să nu se audă nici cel mai mic sunet metalic de chimval răsunător. Suntem cu toții datori să verificăm zi de zi, clipă de clipă, autenticitatea trăirii noastre de creștini. Dator să discernem dacă o mai mare iubire de Dumnezeu și de aproapele este rodul rugăciunilor și posturilor noastre. Dacă ne putem uita la oricare dintre cei din jurul nostru și să spunem: eu sunt un și mai mare păcătos, fiindcă am primit mai multe daruri. Doar atunci vom fi cu adevărat îndreptățiți, adică făcuți drepți de către Dumnezeu, de către iubirea și îndurarea Lui, iar nu de către bietele noastre acțiuni. Papa Benedict al XVI-lea spunea la liturghia de deschidere a celei de-a 11-a adunare generală a Sinodului Episcopilor: judecata anunțată de către Domnul Iisus în Apocalipsă se referă în primul rând la distrugerea Ierusalimului în anul 70. Dar amenințarea judecății privește de asemenea Biserica din Europa, Europa și Occidentul în general. Domnul strigă în urechile noastre cuvintele pe care le-a spus bisericii din Efes: dacă nu te schimbi, voi veni la tine și voi lua sfeșnicul tău din locul lui. Și nouă ne poate fi luată lumina. Și de aceea îmi face bine să lăsăm acest avertisment să răsune în sufletul nostru în toată gravitatea lui, strigând în același timp către Domnul: ajută-ne să ne convertim. Dăruiește-ne harul unei adevărate reînnoiri. Nu lăsa să se stingă lumina ta printre noi. Întărește credința noastră, speranța noastră și dragostea noastră ca să putem face roade vrednice.